clasa. Clasa 8, da? Teorema celor de semne din planetate? Da. Teorema celor de semne din planetate. De fapt, ne-au predat... Mai vezi că ați făcut teorema celor de semne din planetate? Un bilie după pentru. Da. Dar a făcut-o și pe asta și noi n-am lucrat. Să lucrăm. Da, nu am ce vorbim. Da. Teorema? Teorema de pe pământ și tema. Mai te-a ajutat. De trei perpendiculare, așa. Așa? De trei și perpendiculare, așa. Așa. Da. Teorema celor trei perpendiculare. Treiul tot în drept, la nivel doar. Așa, așa, da. Da. Teorema celor trei perpendiculare. Asta. Exact. Ca să vă... Desculpe. Ia să vedem ce înseamnă asta, nu? Sau cum? E unul sub mai întâi să le vedem. Teorema celor... Pentru că ați demonstrat-o. Da. Ați demonstrat o clasă? Da. Dacă data de perpendiculare cu plan alfa. Și data de este... Deci, e enunț, da? Da. Teorema. Care este aici? Fie o dreaptă de... În ipoteză, hai să vorbim așa, cum sună, ca da, pe problemă. Da, da. În ipoteză, avem o dreaptă de perpendiculare pe planul alfa. Și se intersectează alfa în punctul 8. De asta, intersectează pe alfa și îmi dă mulțimea formată de punctul 8. Punctul A aparține și el cu alfa. O, sigur că da. Dacă e intersecție, este și pe dreaptă și pe... Da. Și pe A. Punctul A aparține și el. A e un alt punct care aparține lui alfa, nu? Da. B, B e o altă dreaptă. Da. Da. Dreapta B este inclusă și ea în alfa. Mai avem, că avem o dreaptă, deci B, inclusă în planul alfa. O, E, este perpendiculară lui B. E-mă ăsta unde e? Pe dreapta D. E-mă aparține lui B. E-mă aparține lui D. Lui dreptei B. B, dar cine e? E-mă pe B, poate a zis autorul. Da. Dar A unde este? A este în alfa. Zice că punctul A aparține lui alfa. Deci dacă dreapta D este perpendiculară de alfa și dreapta D intersectează alfa într-un punct O și A aparține lui alfa, B este inclusă, B este inclusă și ea în alfa. Da. Și OIM este perpendiculară de B, nu IM aparține lui B. O, perpendiculară de B. Perpendiculară de B. B. Și punctul M mare aparține lui B. Atunci, A, E, M, interpendiculară pe B. Atunci, în această situație, A, E, M, perpendiculară pe B. Pe dreapta B. Dar E, M, ăsta e pe dreapta D, bănesc eu. Pe... O fi și... Este și pe D, dar e și pe B. Uite, A, este figură aici. Este figură, doamnă. Este și... Bun, hai să, să înțelegem. Deci să, să dăm un plan. Da, da, da. Și o dreaptă de care pică și înțeapă planul aici, într-un punct 8, așa da, este. Da, 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 da. Și nu se mai vede, după care se vede pe aici pe deranj. Da. Iar o altă dreaptă B este inclus în planul alfa. Asta e B. A, da. Și M este atunci doar pe B. M este? Pe B. Pe dreapta B. Dar vedeți că O e perpendiculară, nu oricum. O e perpendiculară pe dreapta asta B. Am înțeles. O este în planul alfa. Din piciorul perpendicular, ducem o perpendiculară pe dreapta. Și acolo e. Aici este M, da? Da. Și A este sus undeva, pe, pe dreapta D. A-ul este pe aici, pe da, dreapta. Da, 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 da. Asta e dreapta da. D. Și A-ul este pe A-ul. Dreapta asta. Atunci, atunci A-M e și ea perpendiculară. A e perpendiculară pe dreapta P. Așa. Hai să înțelegem ca enunț. Deci, dacă am un plan alfa, dacă am un plan alfa și o dreaptă de perpendiculară. Fixul e dreapta de B. Da, asta e D-ul.
perpendiculară pe planul alfa, într-un punct O, cum e notat aici. Și mai am o dreaptă B, asta, care e în planul ăsta. Vedeți că ține aici și planul alfa. Și din piciorul perpendicular, de aici, din piciorul perpendicular, duc o dreaptă perpendiculară pe P. Uitați-vă. Deci din piciorul 1 am dus pe asta de aici, care e perpendiculară pe dreapta B, în punctul care aici? În punctul M, da? Da. Unde înțeapă, unde înțeapă... Piciorul perpendicular, din nou. Din nou. Deci din nou am dus-o perpendiculară. Pe dreapta aia B. Da. Atunci, orice punct aș lua eu de aici. De pe dreapta D. Și aș urmi cu punctul M. A, M, e perpendiculară. Și punctul ăsta. Deci A, M. Uitați, A, M, în clipa asta. A, M, e perpendiculară pe dreapta B. E perpendiculară pe dreapta B. Adică unghiul ăsta de aici este 90 grade. Încă o dată. Dacă așa, da. Și așa, în picior, și din picior, pe o dreaptă de B, atunci așa. Atunci așa, unde așa? Aici, unghiul ăsta, așa. Adică unghiul dintre B și A, E, M. Da. Adică ăla care l-a întâlnit la voi. A, E, M cu B, fac 90 de grade. Face și el 90. Dar enunțul trebuie să-l vedeți așa. Dacă așa. Și din piciorul perpendicular, o perpendiculare, o iem pe B, pe o altă dreaptă din planul, pe altă dreaptă din planul respectiv, atunci, la orice punct ai oprit-o de pe dreapta D și ai urit cu mânul acela pe care l-ai găsit, atunci AM, cum a fost în notarul la noi, AM, e perpendicular pe dreapta pe dreapta B. Pe dreapta B. Da. Ați înțeles atunci pe figură. Figură. Am arătat așa pe... Pe ca, să vedeți în spațiu. Deci dacă așa... Da. Deci dreapta D perpendicular pe planul alfa, cum am dus primul... Noi, pe carte. Așa. Carte. Deci A, O, perpendicular care? A, O, perpendicular pe planul alfa. Și din piciorul perpendicular. Da. Noi nu înțeva plan. Ducem o perpendiculară pe o dreaptă din plan. Pe o altă dreaptă din plan. Asta e dreaptă care e inclusă în plan. M-am avut aici drum inclus în plan. Asta o odihnește acolo. Și am dus din piciorul perpendiculară pe planul pe dreapta respectivă și am obținut pe mână. Deci ăsta e din obligat acolo, da? Atunci obligatoriu, indiferent unde îl dupeam, mai sus, mai jos, pe dreapta D să se afle el, atunci A, M, e perpendiculară pe dreapta respectiv, pe dreapta B. Pe a doua dreaptă care am luat. Da. Miruna. Acesta este un plan A, M, O. Da. Da? Este un plan. Dreapta B venind așa și văzând-o, în clipa asta, ea este perpendiculară pe planul format de cele două drepte. O să vedeți o cosecință. Chiar două cosecințe sunt ale teoremei acestea. Da, două sunt. Da. Dar una din ele, deocamdată teorema directă, asta e teorema directă, spune așa. Dacă așa, dacă așa pe un plan. Da. Dacă așa. Dacă așa, planul da. Da. Și am adreat asta, inclusă pe în plan. Și atunci, din nou, mi-a rămas un tip. Da, e O-ul ăsta. E O. După perpendicular. Ăsta e O. Da. Lasă-mă jos. Da. De asta, de ca să-mi cap. Așa. Uitați, am dus-o perpendiculară pe ei. Din nou, am dus-o perpendiculară și am obținut pe punctul M. Uite, și deci... Aici e, deci, domnului profesor. Atunci, orice punct al planului de dreapta asta de care a plecat prima. Mai sus, mai jos. Și unește cu M-ul. Face aici, uite aici. Face aici unde... 90 de grade. 90 de grade. Mm-hmm.
Deci A e perpendicular pe planul alfa, A e perpendicular pe planul alfa. Uite, Adi, hai să mai vedem încă la dumneavoastră. Așa. Haideți, așa. Deci, până când nu înțeleg conținutul, problema nu vezi altul, ca niciodată. Da. Deci, dacă așa, da, și... Cred că asta e bine, care nu am văzut. Așa, aș vrea să să vedem. Deci dacă poate fi așa, nu se face nimic. Dacă așa, hai să zicem că asta ar fi. Asta ar fi unchia dreapta pe numai pe plan. Deu. Nu. Nu, nu, nu place. Dacă luăm așa, da, asta e perpendicular. Asta e deu. Dreapta de perpendicular e planul tablei. Și ține tu aici. Și asta e o altă dreaptă din plan. O altă dreaptă. Și din piciorul perpendicular am dus eu așa. Da, dau mai jos? Nu, nu, e suficient așa. Bine, am dus-o perpendicular. Ea poate fi pe toată dreapta. Atunci, unind noi așa, uite așa. Atunci, în clipa asta, da? Dreapta asta și cu dreapta de aici facă. Asta este AM și cu dreapta de bază, fac totul în 90 grade, ies pe aici. Ia pe creierul, ca să luăm așa. Deci dacă am perpendicular pe plan. Pe plan. Și băi dreapta asta de aici. Dreapta asta. Așa. Mm-hmm. Și din piciorul perpendicular din O, am dus-o perpendiculară pe dreapta B, adică asta, dreapta B. Atunci... Asta. Așa. Uitați, formează aici o tamanul ăsta din 90 grade. Adică AM și cu dreapta B, asta e dreapta B, formează aici 90 grade. Da? Deci dacă A o perpendicular pe alfa și A e perpendicular pe alfa, rezultă că atunci tot... Nu și A e perpendicular. Dacă A o e perpendicular pe alfa și O e perpendicular pe alfa. Aceeași chestie. A o perpendicular pe alfa și O e perpendicular pe alfa, atunci planul A o e perpendicular pe... Stop. Deci dacă A o e perpendicular pe planul alfa. Da. Și O... Și B e o dreaptă în planul alfa. Adică tot B aparține la alfa. Toată dreapta, sigur. Da, și ce moment e perpendicular pe alfa. O, M, și O, M, perpendiculară pe alfa. Rezultă că A, M, și e perpendiculară. A, M, perpendiculară pe planul de... pe cine? Pe alfa, nu pe alfa, pe dreapta B. Nu se pot duce dintr-un punct exterior unui plan două perpendiculare. Adică eu sunt așa mai aici, și după asta, care am dus-o eu, și și asta la tot perpendiculară. Înțelegi? Pe planul alfa. E perpendiculară pe dreapta B. Mirna, AO este perpendiculară pe planul alfa, dar OM este perpendiculară pe dreapta B. Nu este pe planul alfa. Dreapta B este inclusă în planul alfa. Dreapta B inclusă în planul alfa și OM este inclusă în planul alfa. Da, dar, cum să zic, e perpendiculară pe dreapta B, nu, domn profesor? Exact. OM e pe dreapta B. E pe dreapta B. Bine. Atunci AM e pe B. E pe dreapta B. Deci dacă am și așa pe dreapta din plan, atunci, sigur, așa, că sunt în spațiu, sunt sigur așa, pe dreapta B, adică unghiul ăsta de aici, între degetul meu și dreapta B, unghiul ăsta e tot de 90 de grade. Deci, fără să înțelegem conținutul teoremei, nu avem nicio șansă ca să recunoaștem teorema în problemă. Deci noi nu ne deplasăm de aici până când nu vă este foarte clar. Deci dacă așa pe o dreaptă din plan. Perpendicular? Perpendicular, da. Deci perpendicular din plan. Și din piciorul său. Din piciorul. Da? Din piciorul perpendicular de acestea. Adică din asta sau din ori, nu? De amândouă. Nu. Piciorul din este asta, o. O este piciorul, nu din ori. Locul unde înțepat. Deci, dacă așa, ai o pe dreaptă. Perpendicular pe un plan. Și din piciorul perpendicular duc pe o dreaptă care e de așa inclus în plan. Bă, așa. Duc de aici perpendicular și o țin pe mână. Că dintr-un punct exterior, într-un plan alfa, nu? Se poate duce o mică perpendiculară și la o țin pe mână. Atunci, unind pe
unim pe M, unindu puncta de pe degetul meu, de pe dreapta asta, cu acel M, cu acel M, face ca unghiul ăsta de aici, uite ăsta, să fie și el tot din ouă de grate. Da? Unghiul de aici să fie tot din ouă de grate. Deci, O este un înțeapă. Un înțeapă perpendiculară adusă. Pe plan. Pe plan. De acolo pleci. La O, acela e piciorul. De acolo pleci, cu următoarea perpendiculară pe dreapta din plan. De acolo e pus o perpendiculară unică, nu? Pe dreapta B. Și orice punct ai luat tu de pe degetul meu, de pe dreapta de ciunești cu mână, face ca unghiul ăsta așa. Fii de 90. Să fii de una de 90 de grade. Insistăm. Deci trebuie să înțelegi bine cu enunțul ăla. Deci dacă așa, și din picior, o perpendiculară pe dreapta din plan, atunci, așa. Atunci, așa. Îmi vine în minte o chestie de pare în urmă. Eram la Serar. Și când am la Serar, primeam un pedaj la Serar. Era Serarul, mă rog, ca formă de învățământ. Și veneam obieți oameni de la servici de prin munți, familii cu tot felul de probleme. Și alergau înnebuniți cât la ora 6, eu începeam orbe. Și ei veneau cu mașini de prin creier, munților acolo. Și eu, nici cu omul, la ore și ne făceam drama. Am produs o mutație în mintea lor și neînchipuită. Ei întotdeauna veneau când vroiau, o duceau la știință profesori, da, avea treabă. Tot s-a întâmplat, nu înțelegeau nimic. Și la clasa 10 a terminat celul de perpendiculare. Se făcea cu la clasa 10 să le luam materia de a 8. Da, dar Seralul făcea un pic mai altă materia, nu făcea ca la zi. Eu făceam ca la zi, pus. A, o făcea ca la zi, așa făcea. Eu nu făceam distinții între Seral și zi. Ei făceau până la 13 clase, Seralul. Da, da, da. Și parcă văd și acum unul din el, la scoală, a terminat celul de perpendiculare. Și el era în spate acolo și eu îi spuneam, dacă așa și așa, atunci așa. Exact. Dacă așa și așa, atunci așa. Atunci pe dragul meu, atunci așa. Și el, dacă așa și așa, atunci așa. Doamne ajută! Deci, așa a fost de simpatic. El ținea, dacă așa și așa, atunci așa. Doamne ajută! Doamne ajută! Așa mi-am amintit de momentul de astăzi, așa că mă uitam cu drag la ei. Da. Așa cu drag, în sensul că ce eforturi mari făceau să ajungă la tine. Familii mergeau la servici, asta ei nu știu. Da. Aveau copii și da. Ei veneau de la servici săraci și nu se duc acasă la copii, la familii, la... Erau oameni mari. Așa da. Care făceau Seralul. Era mai mari. 30, 40 de ani. Erau mari. Și era la 23 de ani. Nu te îndrează în liceu și aveau o șansă să facă liceul la Seralul se numea. Adică nu la seara când erau de la servici. Și făceau 13 clase, nu 12. Și surpriza mare este că în clipa în care au apărut, din fiecare serie, din fiecare clasă, apăreau 3-4 care au luat la facultate. Deci s-a produs o mutare. Nimeni nu știu putea închipui. Nu se întâmplase cum la întâlnirea cu mine. Și deci de niște copii care n-aveau acul, sau niște oameni maturi care n-aveau acul, s-au transformat în s-au dus la facultate. Deci nu mai că au luat acul, s-au dus la facultate. Și eu sunt incineș, au fost... Exact. Oamenii de la Serap, care, mă rog, în fiecare serie a stat acolo, mi-a ieșit de pe mâna mea cei care, da, pus. Era, ca să vă dau și exemplu concret, să fie imaginea ceea ce făceați, în 77, când a fost pe urmă, aflam la tablă. Da, ați ieșit afară, mi-ați povestit. Ați ieșit afară, că ceva sunt o incredibil, dar asta am făcut-o. Suntem în mod gătit, lumea a murit să-și apte șapte la acel mare cu tremur. Deci, cu tremurul o putea scoate din mână. Domnul Cătăriu, cu vorbim, așa zice ele, că erau oameni de toată lumea. Da. Au fost seara cu tremurul ăsta, nou și ceva, mai așa este. Da. Zicem cum are cu locul, domn profesor? Deci, hai să o repetăm o dată. Dacă o dreptul doar, atunci, așa. Așa, Doamne ajută, n-am înțeles. Am insistat, sau am legat momentul ăsta, că poate vă rămâne foarte clar. Da, exact.
Deci dacă așa, să ziceți dacă așa, înseamnă o dreaptă perpendiculară pe plan alfa. Da. Asta e dacă așa. Așa. Și din piciorul perpendicular e de o dreaptă de plan, adică așa. Adică și așa, atunci domnul profesor. Atunci așa. Așa, atunci așa. Da. Doamne. Deci, reciproca în fie a teoremicilor trei perpendiculare, zic așa. Dacă o dreaptă de perpendiculară pe plan alfa, uitați-vă cât de asemănătoare este cu ipoteza ta. Da. Deci dacă o dreaptă de perpendiculară pe plan alfa și de acea dreaptă de este inclusă în planul alfa, intersectează planul alfa într-un punct O, A aparține lui alfa, dreapta B este și ea inclusă în alfa, dar tura asta a el este perpendiculară pe B. Nu zice și din picior. Nu, zice că așa e. Acum zice că aia e perpendiculară pe B, atunci o e perpendiculară. Asta e, asta e. Dacă o perpendiculară pe alfa, așa am o perpendiculară tot pe alfa. Dreapta B. Care e inclus în alfa, rezultă și piciorul perpendicular. O, bă, piciorul, bă, în piciorul comun, ia tot perpendicular, hai că asta a făcut. Asta e reciproc. Da? Da. Deci, hai să spunem, reciproc la un. R1 scris. R1, da. Da, R1, T3 perpendiculare. R1, T3 perpendiculare. Deci, o simplificăm. Așa, scris. Prima reciprocă a teoremei celor trei perpendiculare spune așa. Dacă dreapta D este perpendiculară. În ipoteză, da? Da. De, dreapta D este perpendiculară pe planul A. De intersectează alfa, nu? De intersectează, se repetă. Exact. De se intersectează cu alfa și dăm mulțimea pe parte de și un duo. A aparține lui alfa. A aparține lui... Da, dar aici de dreapta D. Păi noi, A nu-i în alfa. A este un punct pe dreapta D. De care de D, A aparține lui alfa. E o greșeală. Da? Și sus și sus. Păi e o greșeală că A... Dreapta D nu este în plan. Corect, dar aici așa... Deci A, să spunem și noi, nu aparține la A, aparține lui D. Nu greșea la autor. Greșea la autor. Ia să fac și eu aici. Păi n-am vorbit așa. Tocmai ce-am vizit. Corect. Ai văzut cum din față greșit? Ei, mai... Ne mai scapă și noi. Să mai... Mai învăț. Deci A aparține lui D. A aparține lui D. Da? Și dreapta B este inclusă în alfa. Dreapta B este inclusă în alfa. A e în perpendiculară pe B. A e în perpendiculară pe B. Pe B. Da, pe B. Atenție acum. Și mâna. Înainte aveam cine era perpendiculară? O e. O e. O e. Acum e tocmai A e în perpendiculară pe B. Cu E aparține lui B. Sigur că da, cu E aparține lui B. Atunci, o este perpendiculară pe B. Atunci, o este perpendiculară pe B. Perpendiculară pe B. B. Aici a fost. Aici a fost clar, nu? Da. Dacă am înțeles-o pe cealaltă, că ai învățat, atunci am înțeles-o pe asta. Deci, în loc de o mână perpendiculară în ipoteză, ne dă A mână perpendiculară în ipoteză. Și atunci, o mână e perpendiculară. Și mai este și reciproca a doua de ore. Reciproca a doua. Celor trei perpendiculare. Facem a doua. Acum a perpendiculare. Și avem așa, dacă A și B este inclusă în alfa, dreapta A și dreapta B, unde dreapta A este o M, zice. O M, zice că e dreapta mic. O M? Da. Dreapta. O M. O M, zice. E inclusă în alfa, da? Da. Avem așa. Deci O M inclus în alfa și B inclus în alfa. Da. Da. Adică... Și omul perpendiculară pe B. Exact. Și omul perpendiculară pe B. 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 Nu atunci este intersecția dintre omul și dreapta B. Da. Punctul M. Da. Deci omul perpendiculară pe B, omul se intersectează cu T. Da. Cu B. Om se intersectează cu B, cu D, îi dau punctul M. Da. Și avem AM perpendiculară pe B. AM perpendiculară. Atunci și AM perpendiculară. Deci acum avem pe OM perpendiculară pe B și pe AM perpendiculară pe B. AM e perpendiculară pe B. A nu aparține la alfa.
A nu aparține lui alfa, de acord. Da. Rezultă de aici? Dar nu. Dar AO este perpendiculară pe dreapta amic, adică pe OM-ul. Și care? Deci, AO e perpendiculară pe? Dreapta amic. Adică pe OM. Cu O aparține lui A. A. Da. Da. Atunci OA e perpendiculară pe alfa. Asta e diferență, că AO e pe OM, înțelegi? Atunci A, O, e perpendiculară de alfa. Aici mai e perpendiculară de da, O, dreapta, e prima plată. Deci, să facem un desen. Da. Din desenul ăsta, să ne întoarcem la el. E același desen. E același desen. Da, este că e... Numai că avem alte date în ipoteză. La teorema de rectare am că o dreaptă de este perpendiculară pe planul alfa. Cum asta e planul, la noi vine așa asta, perpendiculară, da? Deci de perpendiculară pe plan înseamnă și vă vreau să continuăm și din piciorul perpendicular, duceam o perpendiculară pe o altă dreaptă din plan, adică duceam pe o iern, atunci am un perpendicular pe dreapta plan. Reciproca, prima reciprocă spune așa, dacă am perpendicular pe plan și dintr-un punct aici duc perpendiculară, dintr-un punct de pe dreapta aceea, duc o perpendiculară pe dreapta B. Care e inclus în planul alfa. Atunci o mă e perpendiculară pe dreapta B. Adică asta obțin. Mai în prima fază, în teorema de rectilă, am avut unghiul ăsta ca și concluzie. Am L, ca să zic așa, am L din ordine, dar asta ar fi concluzia. La reciprocă, ăsta la altul este o M, L sau o M, T, dacă vreți partea asta, ăsta e din ordine. La prima reciprocă. A doua reciprocă, nu mai am că dreapta D perpendiculară pe planul alfa, ci ea va fi concluzia. Da. Dar AO avem totuși perpendicular pe ceva. Dar avem că AO e perpendicular pe OM. Deci AO e perpendicular pe OM. OM e perpendicular pe dreapta B. AM e perpendicular pe dreapta B. Și atunci AO n-are ce face deci din calitatea B. Deci ea plenar clauza B, nu? Pe planul alfa. Că în prima fază era perpendiculară pe o singură dreaptă din plan. Da? Deci, ea nu este... în prima fază aveam așa, Miruna. Da. Asta e perpendiculară pe dreaptă din plan. Da. Adică AO e perpendiculară pe OM. Da. Și datorită faptului că din nou din A am dus o perpendiculară pe cine? Din A? Pe dreapta aceea. Pe dreapta... O altă dreaptă B. Da, o altă dreaptă B. O altă dreaptă B. Că ai zis că aia e om. Așa. Puneți-o cu fix, uitați fix-o acolo. O altă dreaptă B. Deci, încă o dată. A, O, aici, da? Da. A, O. A zis că e perpendiculară pe O, M. Deci, pe O, M. M, aici. Da. Așa. Și acum așa, asta e o altă dreaptă din plan. Și din A, nu? Da. Am pus-o perpendiculară aici. Din A, am, nu. Din A, am pus-o perpendiculară aici? Nu, 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 nu. Din O. Din O ducem o perpendiculară. Unde e atunci dreapta B? Care e dreapta B? Asta e dreapta B. Asta e dreapta B, bun. Și din O ducem o perpendiculară pe dreapta B. De. Și aici e punctul M. Da. Și mai am că... A, M, e perpendicular și pe A. Tot pe B. O obligă pe asta să nu stea aprocată. Obligă să fie perpendiculară. Pe plan. Deci ea, cum era așa, da, din toată discuția asta ce am avut ca ipoteză, da, ea nu mai rămâne doar pe dreapta asta, O, cum îi spunem noi, O, M. Ci este chiar pe plan. Stă da. Picioare. Deci, Adi, ca să înțelegi așa, la început am că AO e perpendiculară pe OM.
Asta e O, da. Dacă A e perpendiculară prin două părți, prin două drepte din lat sau prin alfa, nu? Dacă e perpendiculară pe două... A e perpendiculară pe O, M, care e din alfa, și pe B, care e tot din alfa. Înseamnă că A e perpendiculară pe alfa, nu? Deci A, O e perpendiculară pe O, M. Care e dreaptă din alfa. Inclus în alfa, da. Dreapta B e tot inclusă în alfa, iar A e perpendiculară pe dreapta B. A, O e perpendiculară și pe dreapta B din alfa. Deci nu știu că A, O e perpendiculară pe alfa, că... Dar n-am teorema cea de perpendiculară, nu am dat dată, dar atât. Că A, O e perpendiculară pe O, M. Da. Că A, M e perpendiculară pe... pe dreapta B. Pe dreapta B. Da. Și că mai am ca au B pe dreapta și pe B. Da. Că om pe dreapta și pe B. Atunci au O asta care era pe dreapta pe om, e nu numai pe om, ci și pe planul. Care e motivul pentru că ești și pe planul asta? Pentru că au O e perpendiculară și pe B, nu? Asta e motivul. Deci A, O e perpendiculară și pe? Pe D și pe B. Pe D, A, O, A, O, e chiar D. Da. A, O e chiar D. E perpendiculare pe om. Pe om, odată. Da. Și pe B. Deci sunt ca o înflură pe el, nu? Altfel spus, Miruna, dreapta B e perpendiculară pe A, M. Da. Și pe e perpendiculară și pe O, M. Deci că dreapta B e perpendiculară pe A, O. Și înseamnă că dreapta B e perpendiculară pe două drepte concurente. Din da, planul deci, A, O, M. Da, deci, deci și pe A, O. Deci, cu alte cuvinte, ea e perpendiculară și pe A, A O. Adică A, O e perpendiculară și pe dreapta B. Și dacă ea e perpendiculară și pe dreapta B și pe O, M, rezultă că e perpendiculară pe A, pe asta mă întâlnă. Așa, așa este, da, așa e. Nu? Deci, A, O e pe dreapta B, O, M. A, O a rezultat în perpendiculară și pe dreapta B. Deci A, O e perpendiculară pe două drepte concurente din plan. Cum două drepte concurente formează un plan. Asta e planul alfa, că am două. Și B, și O, M sunt în plan. Da? Și atunci tot e de tot planul. Da? Da. Bun. Bun. Facem niște probleme, nu? Facem niște probleme. Ușoare. La început. Am eu o problemă cu ușoare. Și pentru antrenament, da? O problemă simpluță. Sper să o facem repede. Să dăm un dreptunghi. ABCD. Deci un dreptunghi ABCD. Într-un vârf al dreptului, în punctul A, ridicăm o perpendiculară D. Deci, în punctul A, cum facem ca să avem imaginea în spațiu, o să facem fără de paralogram, nu? Da. Se dă paralogram. Se dă dreptunghi, ca am spus, da? Dreptunghiul A, B, C, D. În punctul A, ridicăm o perpendiculară pe planul dreptunghiului. Deci în A, ridicăm o perpendiculară și zicem V, A. Hai să spunem și în ipoteză ce avem. Deci în ipoteză avem A, B, C, D. Dreptunghi. Avem că VA e perpendicular pe planul ABCD. Și știu că asta e de 3. Hai să zic invers. 3, 4 și VA e de mărime 5. Să se afle, fiindcă am creat imaginea piramidei, asta nu se vede, asta nu se vede. Și vreau să aflăm area laterală a piramidei. Area laterală înseamnă suma ariilor tuturor fețelor laterale. Adică A, D, V. Deci area laterală a lui V, A, B, C, D. V, A,
de C de A, piramide acestea, este egală cu area triunghiului VAD, triunghiul VAG, plus area triunghiului VAB, plus area triunghiului VVC, plus area triunghiului VDC. Ce fel de triunghi este furată? Dreptunghic. E interpelat pe plan, interpelat pe toate dreptul din plan. Adică unghiul ăsta de aici, e sigur 90 de grade, da? Da. Dar și vlabul e de 90, nu? Și vlabul și ăsta, e tot de 90 de grade. O avem suficient. Da. Triunghiul, rapid vom putea afla, sunt triunghiuri de plângi, cateta 1, cateta 2, 3 ori 4, 3 ori 5 sau 4 ori 5. Dar și la VDC. VDC cum ar face? Ce fel de triunghi? Păi, tot dreptunghic. De unde știu? Unde e unghiul drept? În D. În D. Mai nu prea cred, mă. Deci unghiul. Triunghiul VDC se chema la el acum, nu? VDC, da. Ia să vedem. Oana de întâlnit în C. Tu ai zis în D, mai direct, da? În VDC. Ai și spui că unghiul drept, da? Nu vedește. Da, de ce? De, nu renunța. Am plecat doar așa, nu am ieșit eu. ABCD-i dreptunghi. ABCD-i și câte grade sunt? 90. 90 de grade. Trebuie să recunoaștem, dacă vreau să spun așa, teorema certă pe eliminarea sau reciprocă. VA e perpendicular pe plan. E dreapta D din teorema D. Exact. E perpendicular de plan. Și ai piciorul perpendicular, dacă ar fi O. Exact. Mm-hmm. E piciorul perpendicular, e așa. Să-l vedem, să înainteze. Acum ne-am dat destul de elemente. Dacă așa, nu ai? Hai să vedem. Care e dreapta B? O căutăm acum pe B din teoremă. DC. DC, bănește-o. Că dacă așa pe un plan, și din piciorul pe plan, pe din A, și M-ul care este? V. M-ul este? V. D. D-o. D-o, da? Deci, dacă așa pe plan, și din piciorul pe perpendicular, ducem o perpendiculară pe o dreaptă, din plan. Și de ce? De ce este B? Hai să vedem. Atunci V, D. Și atunci V, D. Perpendiculară. Perpendiculară pe B. Exact. Atunci unghiul de ăsta este de? Păi, chiar teorema directă. Da. Nu e reciprocă. Ia să vedem la plan. Da, înțeles. Mai, o dată. V ai și ipotetic, perpendiculară pe plan. Așa. E D-ul, dreapta D. Da? Nu ți-ai minte? Hai să amintim de nou aici. Cum arăți așa? Fie o dreaptă de... Perpendiculară pe plan. Da? De perpendiculară pe un plan care se fac în om. Plan. În cazul nostru, n-am. Voi trebuie să țineți minte teorema. Țineți minte, dar nu după D, după O. Nu, să ai imagine. Așa am discutat-o. Vrei, de ce am dat un O? Și o dreaptă de V inclusă în plan. Și din punct piciorul ăsta am pus-o perpendiculară. Pe... Atunci, deci dacă așa și așa, pe dreapta din plan, atunci, indiferent unor opții, pe asta mai sunt mai jos, atunci aia e perpendiculară. Uite, în cazul nostru, dacă V ai perpendiculară pe plan. V a, perpendiculară pe planul alfa, adică da. Tot mai dreapta de. Din picior.
Din nou, adică din nou. Din nou, adică din nou. Da. Fiind dreptunghi. AD e pe de C. AD e pe vârf de C. Deci nu faci mai fi vârf aia B, și? Miruna. Da, și? Cum am dus-o M, și? V, care e perpendiculară. V, D. Adică e ăsta. Ăsta e. V de perpendiculară. V de perpendiculară. V A era perpendiculară pe DC, nu? V A pe DC. A, D, pe DC, rezultă V, D, pe DC, nu? V A pe DC. A, D, pe DC, rezultă V, D, pe DC. V, D, pe DC. Dar nu ești în ton cu teorema... Perpendiculară. Deci V-A pe tot planul. Pe tot planul ABCD, da. Adică și pe D. Da, zicem pe D. Păi V-A are o altă poziție decât D, nu știu care să vă ducă punctul acela. Tu... Eu încerc să înțeleg. Da, da. Atunci ești calmă și cu răbdare înțelegem. Tot secretul este să vedem că acum aplicăm de acolo, în cazul particular, problema de aici. Mm-hmm. Ce spuneam? Dacă așa și așa, pe dreapta e plan, atunci sigur așa. În cazul nostru, dreapta D este V-A. Dreapta D este V-A, hiperbolar pe plan. Mm-hmm. Și din piciorul perpendiculare, pe o dreaptă din plan. Deci este o dreaptă din plan? ABCD era planul. Corect. Alfa. Da. Și atunci și de ce, și de ce, și toate sunt de plan alfa. Și AD, iată, e perpendiculară. Pe de ce? Pe de ce din dreptunghi. Adică, practic, este omă. Aici sub înțelegem că e omă. Așa, asta e omă. Da. Atunci, unind pe orice punct de pe perpendiculară, adică la noi acolo era A-ul, parcă, nu problema. A, da. A, era luat așa. A, M, adică V, M, V, D, în cazul de față, V, D, este terminat pe D, C. Și este recunoscută teorema celor de terminare directă. Da. Nu e vorba de reciprocă. Bun. Nu am voie să mă duc mai departe. Încă nu mi-e clar. Nu, hai, mi-e mai zici. V, A, pe planul A, B, C, D, care deja nu ți-am pierdut rost. A, D, I, P, D, T, și atunci V, D, I, P, D, C. Da, mă, da, asta e. Asta e termenul directă. V, A, pe plan, A, D, P, D, C, atunci V, D, P, D, C, și gata, nu mă ridica. Triunghi, 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 când mă dă. Ce părere ai de V, B, C? Tot iasă, ok. Să vedem. Din ce motiv și unde? În C. Tu îl vezi în C. Ai ce zici, nu? Da. Hai să vedem. Zic, Miruna, Miruna, vreau să zic. Păi V, A e pe A, V. V, A e pe planul A, B, C. D. Da, A, B, C, D. Da. A, B e pe V, C. A, B, pe V, C, din faptul că e... Dreptunghi. Asta e dreapta V din imaginea noastră. Deci dacă V A e pe A, B și A, B e pe B, C, înseamnă că V A e pe A, C. V A. A, B e pe V A și A, B e pe B, C. Deci V A pe plan, da. A, B pe dreapta din plan, atunci V, B e pe dreapta aceea. Deci unghiul lui în ce? În ăsta, e B. În B, ne numește. Da, e altă noastră. Nu, numai într-un singur mod. Deci tu ai luat un alt fel, cum ai luat-o tu? Am luat tot așa, că V A perpendicular pe A, B, C. V A pe plan. Da, A, A, B perpendicular pe B, C, da. Vezi? A, B din picior. Picior. Plecăm din picior. Am plecat din picior perpendicular pe D, C, când am făcut-o de trecută, și din picior pe, din cauza de dreptunghi, pe B, C. Da. Și atunci, V, B, B perpendicular pe B, C. Deci aici, asta este, ăsta e unghiul din cauza spirale. Deci V, A, pe planul ABC. Tot directa. Tot directa este. Tot direct. Piciorul perpendiculare. Am dus pe o dreaptă din plan. Corect. Atunci așa V, B e pe planul.
Asta e mult din problema, da. Din teorema. Tot e B. Tot e B. Tot e B, da. Deci dacă așa și așa e dreptul, sigur așa. Deci asta e 90 de grade natural. Am de-a face cu astea două triunghiuri V, B, G, dreptunghi în B și V, D, G, dreptunghi în D. Deci aceste fețe sunt două triunghiuri dreptunghice. Datorii din teorema celor trei pe jurat, teoremei drepte. Și V, G, E și ea pe ceva? V, A, am zis, V, D, am zis, V, B, am zis, dar V, G... V, G, nu. V, G, nu. Nu, n-am niciodată. Păi n-ar putea să fie triunghiul dreptunghi cu două unghiuri drepte. Exact. Deci, singura chestie este că am descoperit că e triunghi dreptunghi în D și respectiv în B. Și acum, și mai în ce mai este? Nu, n-am niciodată. Acolo... Îi cu totul altceva, nu? E o VC acolo care e ipotenuză în V, B, C, da. Și ipotenuză și în V, D, C. Da. Deci VC da. Este ipotenuză da. În cele două triunghiuri dreptunghice. Sunt o piramidă patrulatoare, avem trei care poate fi. Da, deci în momentul de față, nu... Trei triunghiuri laterale. Toate triunghiurile fețe sunt triunghiuri dreptunghice. Odată, V, A, fi perpendicular pe planul ABC și pe A, B și pe AC, da. La D. Deci am fața V, A, B și V, A, D, da. În vreme dreptunghice. Și la fel am și V, partea cealaltă. Da. Și acum, area ce înseamnă? Area înseamnă o treabă simplă. Da? Da. Area pe rând, cât faci acolo? 5 ori 3 pe 2. Așa, plus? 4 ori 4 pe 2. Așa. Bă, vă și bă, că le știm? Da, că l-aflăm teoria ori Pitagora pe bă, da, vă l-aflăm tot. Este ipotenuză, că acolo e fața. Dacă știm unde sunt unghiurile de 90 de grade, e repede. Știm. Da. Da, deci mi-am pus la cuit și am aflat are. O secretul în toată discuția noastră, în momentul de față, a fost să înțeleg teorema celor de pe care ca enunți și reciprocilor. Ia să vedem. Mai faci mai una. Hai să vă ajut. Deci am luat cu dreptul, iar am luat cu pătracul, de unici, vedem ușurele din astea de ostea. Sigur că da. Ca să înțeleagă. Nu putem să ne ducem, că da. Stai, ce aș pune? Eu dau pe data. Aici. Nu e pe data aia. ABCD, în ipoteză, avem un pătrat ABCD cu centru O. În ipoteză, încă avem A, ABCD pătrat. Cu centru O. AB egal cu 6. Cu AB egal cu 6 centimetri. Deci pe planul pătratului ABCD cu centru O și AB egal cu 6, se ridică perpendiculară AM. AM perpendiculară... AM. AM. Perpendiculară pe planul pătratului. Pe A, G, C, D. A, N, e egal cu 3 radical din 6. Ce înțeleg? În punctul A se ridică perpendiculară pe A. Când zice A, nu. A, nu. Și nu e piciorul perpendicular. Pișar. Nu. A, e piciorul perpendicular. A, nu. A, că A e în plan. Gata. A e în plan. Și nu e sus. Da. Și A, nu e egal cu 3 radical din 6. În concluzie, arătați că e în O, perpendiculară pe BD. E în O, perpendiculară pe BD. BD. Calculați distanța de la N la BD. Distanța de la N la BD. La BD. Și ce? Determinați măsura unghiului format de dreapta NO cu planul ABC. Deci, măsura. Unghiului format de NO și planul ABC. Măsura lui alfa, care e unghiul format de E-N-O cu planul ABC. Cu A-B-C. Plan. Și cu planul ABC. Așa? Da. Atât.
Ce facem aici? Un pătrat. Un pătrat, dar facem o romă. În figură, nu în spațiu. Așadar, o să zicem... Facem un rom. Acum, aici, după perpendiculară pe plan, nu-i este sus. Și unghiul ăsta și ăsta, marcă un pic numărul de grade, dacă nu vreau să fac perpendiculară pe AB și pe AD. Și știu pe AB că am mărit 6, AB 9 sau 6. 10 șanse, da. 6. Mi-ai pătrat foarte bine. Spate de 6. Da. Și A nu-i 3 radical de 6. Asta, deci, da, 3 radical de 6. Da. Și ce s-a plăcut? Să arătăm că e noi perpendicular pe BD, unde O era intersecția. Noi știm că s-a plăcut acolo 90 grade, într-un pătrat, iar aia este perpendicular. Deci aici, mai puntăm de unghi de 90 de grade. Și noi trebuie să arătăm că NO e perpendicular pe dâmbul, parcă. Da, pe BD. Așa. Adică trebuie să arătăm așa. Ia, e normal. Asta e direct. Ia. Cum A nu e perpendicular pe planul... Nu, nu. Cum nu A perpendicular pe planul A, B, C, D și A, C... Și A, C, perpendicular pe B, D. Corect. Sau A, O. A, O. Te oprești până acolo. A, O, dar tu ești bine. Da, da. Deci A, O, perpendicular pe B, D. Și A, nu, perpendicular pe tot planul. Rezultă din teorema celor trei perpendiculare. Că nu O. Și că nu O e perpendicular pe B, C și B, D. B, A, C, B, A... Pe B, D. B, D, da, mă, că asta e. Deci dacă așa pe plan, nu e A perpendicular pe plan. Și din piciorul perpendicular, din locul înțepa planul, din A, adică, ducem o perpendiculară pe o dreaptă din plan, adică B-ul acela, dreapta B din teoremă, este cine acum? A, O, BD este dreapta. E BD. Și M-ul din problemă, care ar fi? M-ul din... Nu, 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 A, O, E, perpendicular pe BD. Corect. Da. Deci rezultă că nu O, E, perpendicular pe BD. Corect. Corect. Asta e teorema. Și directă. Deci teorema directă, sigur că da. Teorema directă spune din piciorul perpendicular, din A, ducem o perpendiculară pe dreapta din plan, care este DB. Ora...